Persoane de toate vârstele pot trăi această nouă experiență în cea mai mare siguranță, spun cei care administrează pista de bob de la cheile grădiștei de lângă Bran. Alpin Coasterul pe care îl vedeți în spatele meu are o lungime de aproximativ 1 km, iar fiecare sanie ar putea să ajungă la o viteză de aproximativ 40 de km pe oră. Totul se întâmplă însă în condiții de siguranță, iar persoanele care se află în sanie sunt cuplate cu centuri de siguranță. Împingem maneta spre înainte, este viteză maximă, după care încetinim cardul, în poziția asta se opri de tot. O cursă costă 40 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii, dar sutele de turiști care experimentează zi de zi caruselul spun că o singură tură este insuficientă. Cum a fost experiența? Super experiență! A fost tare! Ți-a plăcut? Da, foarte tare! Îmi tremură puțin mâinile și picioarele, dar a fost o experiență super. De ce? Ți-a fost frică sau? Da, puțin, la curbele alea și coborârile alea foarte bruște. Un traseu foarte frumos, curbe multe, priveliște frumoasă, chiar merită. Super, super, ne-am distrat foarte frumos. Am văzut că ați prins și viteză. Păi toată viteza înainte, chiar frâna deloc, am mers toată viteza înainte. Este destul de aglomerat, avem în jur de 600-700 de persoane pe zi. Pentru ei, pentru lume este o atracție, deoarece au peisajul superb, fiind în spatele Piatra Craiului, iar în față Bucegiu. Și în Poiana Brașov se construiește o sanie de vară, iar lucrările de amenajare vor începe în perioada următoare. Cea mai lungă sanie de vară din România este la Toplița, în județul Harghita, și a devenit o atracție națională.